Cred că decorul necesită anumite explicații. Fiind luna familiei și o duminică a familiei, imaginați-vă că noi stăm pe scaunele astea, văd că avem două fetițe și un băiețel, da? Albastru e culoarea băiețelor și roza fetițelor, da? E să punem pe tăticul și pe mămica mea aproape, ok? Eu aș pune copiii în jurul lor, da? Ok, se uită la mami și la tati, da? Ok, bun, cum să-i punem? Așa, să atenți la mami și la tati, da? Bun, deci pe scaune stau eu și Atena, mă bucur că e cu mine Atena. Nu reușim întotdeauna să fim împreună la întâlnire cu familiile, dar uite că acum suntem împreună. De-aia am făcut decorul ăsta. Mă, probabil că nu toate familiile sunt așa. Noi avem doi băieți și o fetiță, da? Poate voi aveți mai mulți copii sau mai puțini copii. Nu asta este important. Important este să ne imaginăm că astăzi Dumnezeu ne cheamă să stăm pe aceste scaune, pe noi, adulții, părinții, și lângă noi sunt pruncii noștri, fiecare vi cunoașteți, da? Cu alte cuvinte, ceea ce ne vorbește Dumnezeu azi este pentru noi, înțelegeți? Nu pentru alții. Că dacă Dumnezeu voia să le vorbească altora, ar fi sigur că avea varii metode să-i aducă aici. Dar pentru că nouă ne-a acordat privilegiul să stea de vorbă cu noi, bucurați-vă! Al doilea detaliu pe care o să-l clarificăm. Mă, noi avem pretenția că în timp ce un om vorbește de la amvon, este gura lui Dumnezeu. Mă, dacă ne-am putea imagina că efectiv Dumnezeu vorbește prin gura mea, sigur că e greu de imaginat asta, dar dacă am avea o credință atât de mare încât să acceptăm asta, cred că toți ne-am închide telefoanele și cei de la media. Mi se pare o chestiune de respect elementar că atunci când Dumnezeu te cheamă să stai de vorbă cu tine, să-ți lași telefonul acasă sau să-l închizi dacă n-ai știut asta. Ma dacă cineva crede că în timp ce vorbește Dumnezeu cu el există o persoană mai importantă în univers, atunci să nu-și închide telefonul, bine? Ok. Pornim la drum cu aceste chestiuni lămurite. Când am vorbit cu Benny, m-am gândit ce subiect să abordez și i-am propus să încercăm să ne uităm cât mai atent putem în Psalmul 128. De unde am extras titlul pe care îl cunoașteți, da? Adică ABC-ul familiei. Am informația pe în PowerPoint, dacă Levi, dacă funcționează jucăriile, ok, dacă nu, nu e de atât de important, da? Ce înseamnă ABC-ul familiei? Poate vă așteptați că atunci când vorbim de ABC-ul familiei, să vorbim despre adevărurile fundamentale, bazice, care definesc familia, așa cum a gândit-o Dumnezeu. Ei, hai să vă tălmăcesc ce înseamnă ABC-ul familiei. Înseamnă adevărata binecuvântare în căsătorie. Hai să recunoaștem că atunci când ne vizităm unii pe alții, încercăm să îl, în ghilimele, să îl onorăm pe Dumnezeu, împărtășindu-ne prietenilor binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a dat în casă, în garaj, în curte, în business și te mir mai pe unde. Este la dejun foarte puternic om de afaceri, creștin, extrem de binecuvântat. Și povestea, cu odată un prieten de-al lui, cunoscut și de-al meu, păstorul îl vizitea, s-a venit din state și îl întreabă pe fratele nostru cum se merge treaba. Zice, frate, sunt binecuvântat extraordinar. La care pune o întrebare păstorul. Deci, auzi, binecuvântarea asta pe care o ai de la Dumnezeu, te-a apropiat de el sau te-a îndepărtat? Și a zis, Nelule, mi s-a făcut pielea de găină pentru că i-am spus foarte onest, nu frate, binecuvântarea aceasta m-a îndepărtat de Dumnezeu.
Și în urma acelei discuții a început să vină la biserică. Nu e membru biserica noastră. Fiecare marți, fiecare joi, fiecare duminică dimineață și seara. Până când păstorul a zis, mă, ești bolnav? S-a întâmplat ceva cu tine? Nu. Dar de ce, mă întreb? Păi, ești nelipsit de la biserică. Revin aceste binecuvântări pe care noi le numim așa și mă întreb, dacă într-adevăr sunt binecuvântări care consolidează relația noastră cu Dumnezeu sau de cele mai multe ori împiedică relația noastră cu Dumnezeu. Omul acesta e de vârsta mea. Aproape 64 de ani. Acum câțiva ani a avut un infarct și a zis de lume. Din Dej, în ambulanță și până în Cluj, m-a frământat o singură întrebare. Nu m-am gândit la soția mea, la copii și la nepoți, care de toate, ci o singură întrebare mi-a răsunat în minte tot drumul din Dej până în Cluj, aproape o oră. Ce se întâmplă cu mine dacă mor? Hai ne întoarcem acum la tema noastră. Oare ce înseamnă adevărata binecuvântare în căsătorie? Cum o definește Dumnezeu? M-am închinat cu voi și am știut unele piese de care m-am bucurat, însă mi-a fost frică să cânt cu voi anumite refrenuri. M-am temut efectiv. Pentru că erau afirmații atât de adânci, teologice vorbesc, proclamări atât de profunde, Dani și Beni, când m-am speriat să le rostesc cu gura mea. Și sigur ne întrebăm când avem câte un timp așa mai special și zicem, Doamne, te-ai bucurat de noi. Îți plac vocile noastre. El ni le-a dat. Îți place ce atmosferă am creat. Vreau să spun că Dumnezeu, când știu la mine și la voi, îl interesează un singur lucru. Ce relație am eu cu El? Nu cât de frumos cânt, nu cât de articulat vorbesc. Nu. Ce relație am cu El? Și relația mea cu Dumnezeu trece în primul rând prin Atena care e de față și prin copiii noștri. Și dacă am cântat acea piesă, ne-am ascultat-o inițial în engleză de la compozitor superbă, că bătălia sau lupta este a Domnului și că mă lupt pe genunchi, și mai când și noaptea, mă întreb cât s-o facem. Din cei 38 de ani de căsnicie petrecuți cu Atena, am constatat că cele mai grele bătălii pe care le-am dus au fost în familie la mine. Nu cu membrii familiei. Nu. Și cu mine însumi. Și constatarea noastră după aproape 40 de ani de umblare împreună, 3 copii și 9 nepoți, a fost că pocăința autentică le demonstrăm în casele noastre, nu în biserică, pe departe, în familie, în familie. Da, să vedem despre ce e vorba la urmă urmei când încercăm să definim adevărata binecuvântare căsătoriei. Și o să vedem cât suntem de binecuvântați, o să vedem astăzi, o să aflăm, da? În sfârșit o să aflăm în ce constă binecuvântarea din casă. Și aș vrea să pornim de la o afirmație a unui om al lui Dumnezeu și vreau să intrăm în Psalmul 128. Omul să spune așa, ceea ce este destructiv în căsătorie, în orice căsătorie, este etica de autoîmplinire, care pleacă de la ipoteza, de la premisa că familia și căsătoria sunt instituții ale împlinirii personale, da? Care ne ajută să ajungem compleți și fericiți. Adică, eu am zis, mă, dacă pot cuceri inima acestei fete, dacă o pot determina să zic că da, vreau să fiu nevasta ta, o să ajung la împlinirea plenară. Personală. Nu mi-am nevoie de nimic. Și omul acesta merge mai departe și face o afirmație. Și știe ce spune. Omul are 83 de ani acum, încă, în state. El spune, ipoteza susține faptul că există cineva pe planeta asta albastră care ni se potrivește perfect în căsătorie. Și atenție, și dacă vom căuta cu grijă, dacă ne vom ruga,
vom întâlni acea persoană. Vreau să spun că unii, fac o paranteză, niciodată nu întâlnesc acea persoană și mor necăsătoriți. Acum, profesorul ăsta de etică creștină spune așa, că această ipoteză, Levi, mă ajuți, această ipoteză morală scapă din vedere un aspect crucial legat de căsătorie, și anume că noi niciodată niciodată noi nu ne căsătorim cu persoana potrivită, sau zice el, noi întotdeauna ne căsătorim cu persoana nepotrivită. Oricât ai căutat, zici, gata, Atena e cea mai cea, ea e potrivită, mi se potrivește ca o mănușă pe mână. Omul ăsta zice, nu, noi întotdeauna ne căsătorim cu persoana nepotrivită. Niciodată nu știm cu cine ne căsătorim. Avem doar impresia că știm. Nu așa? Eu am curtat-o pe Atena un an jumate. Am zis, gata, o cunosc destul de bine cât să îmi asum să o trec pe numele meu. Îmi asum orice risc. Un an jumate am cunoscut-o. Dar începând cu luna de miere, primele două săptămâni, eram la Brașov, deja au părut scântei. Vă spun de ce. Eu am vrut să mă plimb prin Brașov și a zis, nu, eu vreau cu autobuzul. Și asta a fost prima noastră ciocnire de interese. Avem doar impresia că știm. Levi, poți să miști slide-urile? Acum el trage o concluzie tipul ăsta, spune așa. Marea problemă în căsătorie este să înveți, atenție, să înveți să iubești și să te îngrijești de străinul cu care tocmai ai aflat că te-ai căsătorit. Cel mai greu lucru de sub soare, dragii mei, este ca om căsătorit, bărbat sau femeie, să înveți să iubești cu adevărat, să te îngrijești de individul, de soțul, de soția ta, de străinul ăsta cu care te-ai căsătorit pentru că te-ai îndrăgostit de el. Dați-mi voi o paranteză. Mi-a place mult John Piper, este un celebru teolog american. Are o carte pe care vă recomand, se numește Această căsătorie efemeră. La începutul cărții spune Piper, după 15 ani de căsătorie, nu eram în stare să scriu cartea asta, deși a scris peste 50 de cărți în total până acum. Și încă mai scris. Dar like-ul ei contează. Poate să-ți dea 1 milion de like-uri cei de pe Facebook. Dacă ăia fac așa și nevastă face așa și fetițele fac așa și băiatul face așa, ce să faci cu milioanele de like-uri? Ce să faci? Dar suntem atât de denaturați de păcat încât nu contează că soția nu ne dă like, că nu-i de acord cu viața noastră, că de vreme biserica ne ridică în slăvi. Și atunci plecăm de la acest adevăr dureros,
Că marea problemă în căsnicile noastre este să învățăm cum să iubim minunea asta de femeie, minunea asta de bărbat și mugâldeața asta de prunc care ne încurcă viața. Noi nu putem merge cu voi la masă, pentru că astăzi avem o invitație de la ultimul nostru nepot al nouălea până acum, care face de ziua îndrăgostiților un an și ne-a chemat la el ca să celebrăm. Are un an. Păi cum să arătăm întâlnirea cu nepotul nostru și cu alții și să stăm cu voi la masă? Ne pare rău, tot respectul. Stăm cu țâncul ăsta de un an, pentru că e nepotul nostru. Ok? E mai important decât voi toți la un loc. Că așa și ai voștri pentru voi. Ok, deci hai, după ce am stabilit cadrul ăsta extrem de greoi al mariajului, hai să intrăm în psalmul 128. Trecem peste asta, psalmul 128. E un psalm pe care îl cunoașteți, da? Și începe așa, o cântare a treptelor, adică a ridicării, a urcușului, ascensiunii. Și uitați cu ce începe psalmul ăsta. Cum nu se poate mai atractiv pentru mine și pentru voi. Ferice de oricine se teme de Domnul. Atena, vrei să fii fericită? Sigur că da. De aia te-ai măritat cu mine. Și eu vreau să fiu fericit. Și am zis, dacă o conving să zic că da, o să fiu cel mai fericit bărbat din lume. Dar mi-a fost greu să dobândesc fericirea asta. Că n-am priceput că nu pot fi fericit dacă nu fac mai întâi pe ea fericită. Mi-a trebuit ani de zile. Aproape că sunt la Piper. Deci, cel mai normal lucru care începe acest psalm, care veți vedea, este toți membrii familiei, de la strănepoți și până la bunic. Începe cu oferta fericirii. Vreți să fiți fericiți? Ce întrebare! Toți vrem fericirea! Atunci e ferice de o categorie de oameni. Adică de oricine se teme de Domnul. De oricine se teme de Domnul. Dar am o întrebare. Oare ce înseamnă? Cum adică de oricine care se teme de Domnul? Ce înseamnă? De unde știu că eu mă tem, că mi-este frică de Domnul? De unde știu? Păi mă rog cu pioșenie, am grijă cum mă îmbrac, am niște stări emoționale de tremur să nu cumva să... De unde știu? Păi mi-aș explica textul. În următoarea afirmație o ziți. Adică a se teme de Domnul înseamnă că omul ăsta umble pe căile lui. Adică frica de Dumnezeu nu are de face cu stările emoționale, lăuntrice, cu reacție emoțională, ci cu această dorință interioară, cu această pasiune de a umbla pe căile lui Dumnezeu, de a-ți armoniza proiectele, planurile cotidiene și cele pe termen lung cu planurile lui Dumnezeu. Adică ceva de genul sau de modul în care Hristos ne face să ne rugăm când zice, voi când vă rugați, spuneți așa, Tatăl nostru care ești în ceruri. Eu zic, sfințească-se numele meu. Nu, numele tău, vie împărăția mea, nu, vie împărăția ta, facă-se voia mea în familie, nu, facă-se voia ta. Aia înseamnă să umblu pe căile lui, să fiu pasionat, preocupat de interesele macro, majore a lui Dumnezeu pentru mine și casa mea. A umblat pe căile lui, a-mi armoniza gândirea și trăirea, viața cotidiană, cu intențiile lui, cu planurile lui. Alte cuvinte aș putea spune, ceea ce toată Biblia îmi spune, că frica de Dumnezeu este coordonata de bază a creștinului, a credinciosului. Frica de Dumnezeu, frica de Dumnezeu, nu de poliție, nu de autorități, Mă vede Dumnezeu, nu pot face asta. Mă vede Dumnezeu, nu vecinul, nu nevasta. Mă vede Dumnezeu. Amintiți-vă când Iosif este tentat zilnic de acea femeie, soția demnitarului pe care îl slujea, el a zis, cum pot să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Doamne, Tu îți dai seama ce îmi ceri? Îmi cer să ignor căile lui Dumnezeu. Îmi cer să sfidez autoritatea Dumnezeu. Îmi cer să calc în picioare legea lui Dumnezeu. Nu mi-e frică de tine, nici că mă prinde bărbatul tău. Nu. De Dumnezeu care mă vede.
Și îmi place mult ce spune Solomon. În Proverbe 14 cu 26 îl spune așa: cine se teme de Domnul, cine se teme de Domnul are un sprijin tare, solid în el. Levi m-a ajuns la jucăria asta, că nu merge. Deci cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el. Și uitați-vă consecința. Uitați-vă, următorul slide, da? Uitați-vă. Și copiii lui au un loc de post în el. Cine se teme de Domnul ca adult are un sprijin tare în Dumnezeu. Pentru că umblă în căile lui. Și consecința imediată este viața copiilor. Copiii lui au un loc de adăpost în Dumnezeu. Nu așa că ne-am dorit noi, părinții, să știm pentru pruncii noștri că buncărul lor, locul de adăpost este însuși Dumnezeu. Cum spune David, cetățuia mea, turn de scăpare, loc de adăpost. Extraordinar. Ne-am dorit. Ei, dacă un părinte își propune, își impune să stea în ascultare de Dumnezeu, să umble pe căile lui, se ancorează în Dumnezeu și pruncii lui, puțini sau mulți, au un loc de adăpost în el. Și îmi place mult ce zice C.S. Lewis. Dumnezeu a proiectat în așa fel mașinăria umană, bărbați și femei, încât această mașinărie, omul, da? Să funcționeze cu el, cu Dumnezeu, ca și combustibil. El, adică Dumnezeu, este combustibilul pe care au fost proiectate duhurile noastre să-l ardă. Este hrana pe care au fost ele întocmite să o consume, adică însuși Dumnezeu. Zice lui, Dumnezeu nu ne poate da fericire și pace în afara ființei lui. Așa ceva nu există, spune C.S. Lewis. Adică e o nebunie, o prostie să crezi că poți fi fericit dacă nu te hrănești cu Dumnezeu. Dacă Duhul tău nu-și găsește loc în Dumnezeu, dacă nu faci din Dumnezeu acest combustibil, această hrană pe care Duhul tău să o asimileze și care să te mențină pe traiectoria ascultării de El. Hai să citesc și pe Stormiu Martian. El spune, nu vom fi niciodată fericiți până nu-L facem pe Dumnezeu sursa împlinirii noastre și răspunsul dorințelor noastre. Adică nu pot visa la fericire ca dacă sunt lângă persoana îndrăgită și pentru care am luptat să o cuceresc. Dacă nu fac din Dumnezeu sursa împlinirii mele într-o zi, persoana asta, dragă mie, se duce. Eu mă duc într-o zi, rămânem singuri. De ce ne agățăm? Ce ne mai întreține?
acest om extraordinar de Dumnezeu, se apropie de 80 de ani, aproape. Spune așa, îl cunoaște pe el, adică pe Hristos. Este mai important decât a cunoaște cei mai faimoși, cei mai celebri, cei mai puternici oameni ai istoriei. Și atenție, și a fi cunoscut și iubit de el, de Hristos, este o mai mare onoare decât dacă toți șefii statelor lumii s-ar închina înaintea ta. Egal ce prieteni ai, egal cine sunt cei de pe Facebook care îți dau like-uri, în momentul în care tu ești iubit de Hristos și cunoscut de el, onoarea aceasta anulează orice onoare pe care oamenii ți-ar putea o acorda, înțelegi? De aceea spune Piper, când această lume se va sfârși și toți vom sta în picioare înaintea scaunului de judecată lui Hristos, mulți dintre voi se vor uita în urmă cu rușine și spaimă la locul pe care l-ați acordat lui Iisus Hristos în viața voastră. Cât de rar ați vorbit cu el! Cât de puțin ați fost interesați să țineți cont de cuvântul lui, cum l-ați ascultat cu inimă împărțită, cât de puțin l-ați lăsat să domnească în viața voastră. În ziua aceea, spune Piper, nu vă veți mai mira de ce ați fost așa de nefericiți în viață. Nefericiți la locul de muncă, la școală, la biserică, acasă în familie, atunci totul va fi clar în ziua aceea. O inimă dată lui Hristos, dar pe jumătate, lucrurile practice ale vieții de zi cu zi, nu numai că îl privează pe Hristos de cinstea pe care trebuie să-i acordăm, ci ne privează și pe noi de bucuria și scopul pentru care am fost creați ca bărbați și femei. Și atenție ce concluzie trage omul ăsta. Când mă gândesc la rolul nostru de bărbați, ca și conducător mă gândesc la împlinirea celor mai adânci nevoi și dorințe ale soților noastre. Iată la ce mă refer când spun asta, bărbaților. Voi sunteți cei care trebuie să luați conducerea în lucrurile Duhului. Voi trebuie să vă conduceți familia în rugăciune, în studierea Cuvântului lui Dumnezeu, în închinare. Voi sunteți cei care trebuie să oferiți familiei viziunea și misiunea ei. Voi trebuie să vă luați conducerea în modelarea morală a familiei, în menținerea unei atmosfere de pace în familie. Și el spune, bărbatul care își înțelege menirea, înțelege că locul lui este pe genunchi lângă soția lui în rugăciune, înțelege că locul lui este pe genunchi lângă copiii lui, conducându-i în închinare și în rugăciune, locul lui este la volan, conducându-și familia la casa lui Dumnezeu. Locul acestui bărbat este dimineața în zor, în rugăciune, singur înaintea lui Dumnezeu, căutând viziunea și călăuzirea pentru familia lui. Bărbaților, zice Piper, ca bărbat, pentru toți bărbații, vă provoc în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru, să fiți acolo unde trebuie să fiți. Wow! Nu trebuie să credeți ce zice omul ăsta. Nici ce spune Dobson, când zice așa. Dacă familia voastră, a mea sau a voastră oricare, s-a încărcat cu datorii, dacă a ajuns în pragul falimentului, tu ca bărbat ești de vină. Nu nevasta că e cheltuitoare, tu ești de vină. Doi, dacă în familia voastră nu se citește Biblia sistematic, tu ești vinovat, bărbatule, tu ești vinovat. Dacă soția ta și copiii voștri nu frecventează biserica locală, tu ești vinovat. Nașurilor, în sfârșit ați găsit vinovatul din casă, bărbatul. Așa să fie. Nu ne pronunțăm încă, deși lucrurile într-acolo merg. Ne întoarcem în Psalmul 128. Hai să vedem. O cântare a dreptelor. Ferice de oricine pune textul dinainte, așa cum scrie textul, că eu l-am modificat. Da, un slide dinainte. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Dacă o scrie bărbatul, Biblia scrie de oricine se teme de Domnul. Și am zis, ferice de bărbatul care se teme de Domnul. Și umblă pe căile lui, de unde știu asta? Hai să vedem un pic mai încolo. Versetul 2, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale. Dar bine, poate fi vorba și de soție și de soț. Ești fericit și îți merge bine. Versetul 2, da? Uitați în versetul 3 ce spune textul nostru. Soția? Da. Păi înseamnă că Psalmul 128 se adresează prin excelență bărbatului. Chiar dacă oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui este fericit, îi merge bine.
E vorba de oricine care are nevastă, care are soție. Înțelegeți, domnilor bărbați? Înțelegeți că e vorba de noi, bărbații, în primul rând, în Psalmul 128? Un bărbat care umblă în frică de Dumnezeu, care are ca singură preocupare ascultarea de Dumnezeu, nu tot așa departe, este bărbatul care are o soție de excepție. E ca o viță roditoare. Unde? În interiorul casei. Copiii tăi stau ca niște lăsare de măslin în jurul mesei tale. Vorba de soția acestui bărbat, de copiii acestui bărbat și de masa acestui bărbat. Deci Psalmul 128 se adresează prin excelență bărbaților, ca să ne facă atenți, să tragă un semnal de alarmă, că ceea ce se întâmplă în casele noastre, în bisericile noastre și în societate este consecința felului în care noi, bărbații, ne raportăm la Dumnezeu. Punct. Punct. Vorbim de adevărata binecuvântare în căsătorie și încă n-am ajuns unde trebuie. Uitați-vă ce sfat îi dă Pavel lui Tit. Tit, spune în bisericile în care te-am așezat să transmiți adevărul Evangheliei, spune că femeile în vârstă trebuie să învețe pe femeile mai tinere, nu neapărat cum să gătească, cum să vorbească în public, nu! Instruiește femeile în vârstă din biserică să învețe pe cele tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, adică echilibrate, cu o viață curată, să-și vadă de treburile casei. Pentru că soția unui bărbat care se teme de Domnul se ocupă de treburile casei, este ca o viță roditoare în interiorul casei, în rezidurile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. La voia întâmplării, Solomon, care cunoștea femeia ca mai bine ca oricine, spune felul următor: femeia înțeleaptă își zidește ce? Casa. Atenție, stimate surori, doamnelor, casa, adică familia, nu propria imagine, nu numele ei, nu firma ei, nu biserica, nu, nici vorbă. Femeia înțeleaptă este acea femeie asistată de Dumnezeu, care înțelege că împărăția ei este propria familie. Da, familia devine prioritatea numărul unu a femeii înțelepte. Din păcate, femeia modernă este femeia care se focalizează pe propria persoană, femeia muncitoare, implicată în toate structurile societății, la toate nivele, dar nu în familie, oriunde o vezi, dar nu în familie. O vezi la învoane, la pupitre, peste tot o vezi, mai puțin în familie, pentru că femeile este un înțeles ce noi am uitat, și anume că cel mai greu front al luptei spirituale pentru o femeie este, pentru o femeie este propria familie. Mai ușor să conduci UE-ul de la Bruxelles, mai ușor să conduci o firmă, mai ușor să păstorești o biserică, decât să-ți înțelegi mandatul de soție în casa ta. Lângă un bărbat încăpățânat, lângă care Dumnezeu te-a așezat ca să devii cel mai eficient instrument în desăvârșirea caracterului lui Cristic. Recent am citit o știre care m-a uimit. Lasă, te rog, afirmație dinainte. 75% din familiile din UE, atenție, nu mai fac copii. Un imam al islamului, în urmă cu 100 de ani,
i-a liniștit pe musulmani spunându-le că ei, musulmanii, vor cuceri lumea biologic. N-o să vedeți musulmanii făcând marșuri pro-life, Benny și Dani. Ăștia stau acasă și fac prunci, înțelegeți? N-au timp de marșuri pentru viață. N-au timp de proteste și de bannere. Ăștia fac prunci. Ăștia au înțeles ce spune Ben Carson, cel neurochirurg american, că cea mai prețioasă materie primă din cosmos sunt copiii. Germania e imbibată de turci, de musulmani. Europa încet, încet se umple de musulmani. Biologic. Cuceresc încet, încet teritorii. Noi ne lăudăm cu proclamări și cu reclame și cu bannere și cu conferințe și cu mai departe. Nu facem ce trebuie să facem. Și acum ajungem la miezul lucrurilor. Psalmul 104 spune, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. De fapt, așa este binecuvântat bărbatul care se teme de Domnul. Cu o familie stabilă, în care soția își înțelege mandatul pentru care a fost creată și ce, își înțelege rolul pe care are lângă acest individ, lângă bărbat. Adică, așa, în sensul că soțul este binecuvântat cu astfel de soție. Deci când vorbești de un bărbat binecuvântat de Domnul, nu vorbești de un bărbat care are multe like-uri, care e foarte powerful în predicarea Evangheliei, care nu are un business celebru și care cucerește lumea, ci un bărbat care are o soție care își înțelege rolul și care se ocupă de copii. Pentru că el se ocupă de treburile din exteriorul casei, nevastă sa de treburile din interior. Cu asemenea soție este binecuvântat omul, bărbatul, care se teme de Domnul. Acum, dacă Dumnezeu ne-ar pune întrebarea, Nelule, Dani, Beni, Andrei, Gheorghe, ce binecuvântări ai vrea să-ți ofer? Sunt dispus să-ți ofer orice binecuvântări. Oare ce am spune la Dumnezeu? Doamne, apropie de pensie, aș vrea o pensie bună. Aș vrea sănătate, Doamne. Aș vrea pentru copii protecție. Pe așa se roagă și alți închinători la Temirce. Sănătate, prosperitate, să fie copii fericiți, căsnicii fericite pentru copii și pentru nepoți, să trăiesc mult și bine fără beteșuguri. Pensie cât mai lungă, chiar dacă mică. Piper spunea, cu ce ne deosebim noi de păgâni? Păgânii cer același lucruri de la zeilor. Când un bărbat înțelege durata binecuvântare din căsnicie, spune, Doamne, n-am înțeles până acum ce am căutat lângă fata asta. Și mi-am risipit energiile și talanții unde nu trebuia. Regret așa de mult că s-au scurs printre degete ani de căsnicie. Copiii aproape au plecat din casa noastră. Te-aș ruga tare mult, dacă se mai poate, că tu poți. Să mă vezi să fac din nevastă mea o asemenea soție. Cam scos-o împreună cu mine dintre zidurile casei și am băgat un business cu mine. Că, Doamne, nu e așa că e bine? Ai pus pe Eva lângă Adam, pe să-l ajute, să lucreze, să păzească grădina. Măi, nu e rău că ai făcut asta. Partea gravă a lucrurilor este că tu ai scos-o din contextul în care a fost creată să se dezvolte, din cultura familiei și ai adus-o în cultura exterioară familiei și pericolele care v-ați expus ca familie sunt teribile pentru că ați lăsat copiii pe mâna nicicui. Cum nu dăm plătit babysitere, școli, mentori? V-am dat copiii vouă. Ție-și la nevastă ta, la bunici. Nu la prieteni. Nu. Ce păcat că unii dintre noi ne trezim mult, mult prea târziu, că nu se mai poate face nimic. Ce bine ar fi fost să fi știut aceste lucruri când eram mai tânăr, măcar în urmă cu 20 de ani. Așa era tânăr. Ce bine, pentru mine ar fi fost bine. Ca binele acesta
înseamnă binele întregii comunități numite Familia Mureșan. Dar n-am știut. A fost și-o prins cu multe. A venit Statele Unite. Și 4 ani de zile am petrecut la București. Ca dascăl la ITP. 2 nopți le dormeam în tren. Că aveai de el somn. 2 nopți în București. Și mi-au rămas 3 pentru acasă. Am tradus cursul din engleză, că nu erau cursul la institut. Și mi-am risipit atâtea energii. Că am zis, ce mare privilegiu să formez viitori păstori. Ce folos. Ar avea un om dacă ar câștiga toată lumea. Dar în schimb, și-ar pierde soția. Sau copiii. Cu siguranță, la marea întâlnire cu Hristos ne va întreba, hei, unde e soția ta? Ce ai făcut cu Atena? Dar copiii ce fac? Cum nu știe Dumnezeu? Ba știe! N-am pârghile necesare, Dumnezeu le are, dar nu știu cum aș putea să vă conving pe soții mai tineri, bărbații mai tineri, să regândiți un pic lucrurile, să le regândiți cât de vreme se mai poate face ceva. Până când nu se apropie anii de pensie și nu mai aveți șansă. Când am înțeles care e adevărata binecuvântare într-o căsnicie, spune-mă lui Dumnezeu în Psalm 5, să te binecuvinteze, Domnul, dar cum așa să te binecuvinteze? Cum ai înțeles în sfârșit în ce constă binecuvântarea autentică, cea adevărată? Nu, așa să te binecuvinteze Domnul din Sion. Și dacă face asta Domnul din Sion, uitați ce urmează, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. O să ajungem să tălmăcim și asta. Să mai vezi ceva, să vezi pe copiii copilor tăi, adică ce înseamnă asta? Păi să fii bunic, băi tăticule, ce privilegiu să ai pe lângă astea 3 scaunele, cum avem noi, încă 9. Ce mare har să fii bunic. Aia înseamnă să vezi pe copiii copiilor tăi. De-abia așteptăm să plecăm la pata unui din băieții noștri, la mai mic. Ne întâlnim cu el, cu fratelui mai mare și cu toți pruncii lor. Că fata e în Elveția, cu copiii lor. Ce mare har să fii bunic. Și mai departe spune textul, uitați cum se încheie rugăciunea asta, că e o rugăciune, Psalmul 28. Pacea să fie peste Israel. Am înțeles acum, frați și surori, că adevărata binecuvântare în căsătorie n-are nici cel mai mic lucru în comun cu lucrurile materiale. Ați auzit în rostirea binecuvântării de acest psalm ceva de lucrurile materiale? Ați auzit? Sigur spune psalmistul, te bucuri de lucrul mâinilor tale. Tot ce faci, te bucuri de tot ce faci. Crește un purcel și-l tai, crește o oaie sau crește o plantă, te duci la piață. Dar nu găsești nimic legat de prosperitatea materială, înțelegeți? Uitați-vă în ce context am ajuns noi în secolul 21. Uitați-mă construcția asta. Wow! Extraordinar! Dacă ai fi dat Apostolul Pavel aici, dați-vă tehnica asta muzicală. Wow! Lucrurile astea n-au nicio treabă cu adevărata binecuvântare într-o căsnicie. Atenție, sunt necesare. Mașinile sunt bune, că ne duc la biserică, așa, acasă și la... Să ne câștigăm pita, sunt foarte bune, toate sunt foarte bune. Dar când Dumnezeu vorbește spre miezul binecuvântării în căsătorie, nu pomenește lucrurile materiale. Pentru că Tata din cer știe că avem nevoie de ele. Știe. Dar ne spune să căutăm în mod prioritar ce? Împărăția Lui și neprihănirea. Și toate celelalte nevoi
ne sunt acoperite. De aia ne învață Hristos Domnul rugăciunea domnească, întâi să ne focusăm, să ne concentrăm pe interesele majore ale lui Dumnezeu, pe sfințirea numele lui, universul gândirii noastre, în planurile noastre, în proiectele noastre, pe extinderea împărăției lui Dumnezeu în noi și în alți oameni și pe aplicarea voii lui în viața noastră, în societate, că nu se poate asta până când revine Hristos pe noi. Și după ce ne conectăm la aceste interese majore ale lui Dumnezeu, ne spune să cerem și pâine, că avem nevoie pentru ziua de azi. Deci, ca și concluzie, când mă uit în psalmul acesta, pot trage această concluzie, dar dați-mi voi înainte să trag concluzia, să citesc la capul fine psalmul acesta. E o rugăciune, așa e? O rugăciune scurtă, 6 versete, nici o minut nu-ți ia. Hai să o citesc, da? Psalmul 128. De ce ne-a vorbit Dumnezeu? Ia auziți. E o cântare a treptelor, da? A ridicării înaintea lui Dumnezeu. Ferice de oricine. Și fără să greșesc, aș putea spune ferice de bărbatul care se teme de Domnul. Și umblă pe căile lui. Pentru că atunci, abia atunci, în aceste condiții, atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, bărbatul. Ești fericit și îți merge bine. Soția ta este ca o viță roditoare în interiorul casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa e binecuvântat bărbatul care se teme de Domnul. De aceea să te binecuvinteze Domnul din Sion. Să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Și să vezi pe copiii copiilor tăi, adică să fii bunic. Și încheiere, pacea să fie peste Israel. Și concluzie, ce înțeleg eu din psalmul acesta? Legat de binecuvântarea adevărată în căsătorie. Fericirea familiilor noastre, frați și surori, a Ierusalimului nostru, adică a comunității locale în care ne trăim viața, precum și Israelului nostru, adică țara în care locuim, depinde în ultima instanță de frica de Dumnezeu a bărbaților. Acum probabil că zic mămicile copilor noștri, soțile voastre, no, omule, ai luat-o. N-ai văzut? În sfârșit a venit un om care să ne spună adevărul, să zică că nu femeia-i de vină, mă, ci bărbatul. Îmi pare rău. Dar și îmi pare și bine același timp să o spun, că au dreptate femeile care zic așa. Pentru că noi toți bărbații îl copiem, din păcate, nu pe ultimul Adam care e Hristos, ci pe primul, pe Adam. Și când ne întreabă Dumnezeu, hei, nenule, cum merge căsnicia ta? Mă întreb, Doamne, da? Mi-ai dat-o să fie lângă mine de 38 de ani. Nu. Vă chem la o pocăință autentică, bărbaților. Nu mai puneți vina pe evele voastre. Noi ne-am lipit identitatea de ultimul Adam. În greacă e scaton acolo, nu al doilea, cum spune Cornescu, care e Hristos. Noi ne-am propus să urmăm modelul lui Hristos, care nu a pus vina pe biserică. O trebuie să mor, tată, să intru lume pentru mizerabile ăștia, pentru spurcați ăștia, să-mi dau viața pentru biserica asta. Așa o zis Adam, mi-ai dat-o să fie lângă mine. Ia, m-a tărât. Nu, Hristos își asumă. Tată, în solul cărții, în profeți, zice că despre mine vin să fac voia ta. Nu a vrut nici jertfe, nici prin noastre, sătura de ele, ci mi-a dat un trup de om ca să-mi asum rolul de a mă încărca cu păcatul omenirii și să formez o nouă umanitate, oameni născuți din tine, Tată, din Dumnezeu. Vă chem, bărbaților, să ne asumăm mandatul de bărbați autentici. Învățând de la Hristos să iubim soțiile noastre până la sacrificiu, ca să poată fi sfințite. Altfel, nu avem șanse. Fericirea familiilor noastre, a comunităților, a floreștelor, a mănășturilor, a
a Mărăștiului, a Tejului și a țării în care ne-a așteptat Dumnezeu. Fericirea acestor comunități, începând cu mica comunitate familia, depinde în ultima instanță de frica de Dumnezeu a noastră, a bărbaților. Și o să închei cu o provocare extrem de grea pentru Atena și toate soțiile. Dacă ne-am dat seama cu toții că noi bărbații suntem problema, că nu umblăm în frică de Dumnezeu, în sensul că nu umblăm pe căile Lui sau în căile Lui, vreau să spun ceva. Dumnezeu știe atunci când ne-am îndrăgostit de voi, eu de Atena, că nu voi reuși să umblu în frică de Dumnezeu, adică nu voi reuși să umblu în căile Lui, dacă nu vă spune fata asta da. În momentul în care fata asta, Atena, în cazul meu, a spus da, Dumnezeu m-a dat pe mâna acestei fete. Deja de 38 de ani plus. Ca în mâna lui Hristos să fie cea mai eficientă unealtă în a mă ajuta să umblu în frică de Dumnezeu, în căile Lui. Stimate surori, soții, mame, aveți un rol extrem de important, o misiune extrem de grea. Asumați-vă! Nu vă lasă singure Dumnezeu care v-a răscumpărat. Începând cu ziua de azi, rugați-vă cu responsabilitate și cereți har de la Dumnezeu. Să vedea înțelepciunea necesară, să luneze mintea, ochii inimii, cum spune Pavel Efesenilor, să luptați pentru bărbații pe care aveți. Dacă bărbatul se teme de Dumnezeu, va avea un sprijin tare în el, pentru cu voi ca soții și copiii voștri vor găsi un loc de adăpost la Dumnezeu. Asta e adevărata binecuvântare în căsnicie. Și vă încurajez să facem fiecare zi.